Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog din Galați și partenerii săi de lucru au creat și prezentat o strategie județeană antidrog pentru perioada 2014-2020, care a fost avizată de prefectul județului și Consiliul județului Galați. Partenerii sunt instituția prefectului, primăria, Consiliul județului, Inspectoratul școlar județean, Centrul de resurse educaționale, Direcția de sănătate publică, Brigada de combatere a criminalității, penitenciarul, jandarmeria, Direcția de protecție a copilului, Serviciul de probațiune, Poliția de frontieră și mulți voluntari. Copiii care au participat la un concurs de promovare a mesajelor antidrog din Galați s-au clasat pe locul întâi și vor participa la o tabără națională antidrog organizată în luna iulie la Costinești de Ministerul Tineretului și Sportului. A fost prezentat și mesajul directorului Agenției Naționale Antidrog, chestorul Sorin Oprea. Avem nevoie de o națiune sănătoasă, de statul prin deciziile pe care le ia trebuie să protejeze această resursă. Consumul și traficul de droguri contribuie la o dinamică socială masivă, apar substanțe psihoactive noi, se schimbă modelul de consum, apar noi metode de traficare, se nasc noi atitudini. România este parte a realității mondiale a drogurilor și statisticile arată că aproximativ 600.000 de tineri cu vârsta între 15-30 de ani au consumat cel puțin o dată în viață un drog ilicit, iar 300 dintre aceștia au decedat din cauza consumului de droguri. Iată de ce trebuie găsite noi strategii privind combaterea consumului și reducerea cererii de droguri. Vrem să creăm un lanț uman creat de prieteni și estimăm un răspuns în mediul virtual care să multiplice mesajul de a-i ține departe de tentația alegerii unui drum periculos, drogurile.